Cât este potrivit, orice adunare ar fi, orice subiect am alege, să începem cu un cuvânt de laudă pentru Domnul. Cea mai mare carte de Scripturi, cea mai lungă, este Cartea Psalmilor. Și în această carte sunt multe cuvinte de laudă, de altfel știți, Dumnezeu, începând cu David, profețit și predicat și Natan, a instituit ca act de cult permanent lauda pentru Domnul. În Cartea Cronici, capitolul 16, se găsesc detalii despre aceasta. Eu citesc doar de la versetul 7. În ziua aceea, David a sarcinat de putea dată pe Asaf și frații zice să vestească laudele Domnului. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare faptele Lui înalte. Cântați, cântați în cinstea Lui. Vorbiți despre toate minunile Lui. Frăniți-vă cu numele Cel Sfânt, să se bucure inima și orice caută pe Domnul. Căutați pe Domnul și sprijinul Lui, căutați neformat fața Lui. Așadar putem să spunem, mărit să fie Domnul. Amin. Să faceți fiecare zi. Și dacă nu sunteți la adunare, de altfel trupurile noastre devin templele ale Duhului Sfânt, un loc de laudă permanent pentru Domnul. Vă binecuvântăm și noi, tot în numele Domnului, cu bucurie pentru mine și pentru soție, este un har să fim împreună în slujire. Mi-am amintit chiar în această seară, de vremea când eram ca voi necăsătoriți, umblam și atunci în Bihor în misiune. Chiar aici, la Oradea, soție a avut un mesaj profetic în prima misiune în care am fost împreună, deși atunci nu știam, am fost un grup, nu știam că o să fim împreună. Cuvântul pentru ea a fost pe linia căsătoriei. Domnul a vorbit astfel. Ascultă, fică, binecuvântarea vreau să-ți o dau cum ai cerut-o. Dar să știi că în viață vei avea o cruce de dus, că îți va trebui toată viața să nu te prețuiești pe tine și să prețuiești lucrarea Domnului. Am ținut minte profeția asta ca tatăl nostru. Dar soția e mai bine ca trăit-o. Este un har, repet, că suntem aici, mulțumim pentru rugăciunile dumneavoastră. Și eu aveam o vorbă încă pe când era ea sănătoasă, când vă rugați să începeți cu A. Acum, cu atât mai mult, să nu uitați de familia ca și Domnul să-și aducă aminte și de dumneavoastră la vreme potrivită. Amin. Așadar, să vorbim despre curăție. În Scripturi întâlnim câțiva termeni care fac referire la acest domeniu, unde altfel este normal într-o limbă să avem cuvinte sinonime sau chiar care să reflecte aceeași lucrare, aceeași stare. În Cartea Levitic, capitolul 10, versetul 10, citim. Ca să puteți deosebi ce este sfânt, de ce nu este sfânt. Ce este necurat, de ce este curat? Deci în asociere cu ceea ce este curat, e ceea ce este sfânt. Este o echivalență între sfânt și curat. Și știți că Vechiul Testament erau prescripții foarte categorice. Animale curate, stări în care omul putea să fie curat, obiecte sfințite, curățite. Apoi citesc și din Noul Testament, Tit, capitolul 3, unde avem o altă expresie pe care o întâlnim frecvent în Scripturi, Tit, capitolul 3, versetul 5, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în privire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Când e cineva curat? E spălat, nu? Când e cineva curat? Când este înnoit, când aveți de-a face cu lucrul nou. Deci, domeniul curăției cuprinde toate acestea. Vreau cum citim din cartea profetului Ezechiel o făgăduință. Și să vă gândiți dacă pentru voi s-a împlinit sau încă nu. Ea a fost pentru evrei, dar știți că noi am intrat tot pe bonul lor de consum. Ezechiel, capitolul 36, versetul 25.
fiii evrei aduși în țară, s-a profețit: vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate spurcăciunile și de toți idolii voștri. Și 29. Vă voi izbăvi de toate necurățiile voastre. Deci s-a promis o curăție desăvârșită. Iată, tot din epistola către evrei, că doar Ezechiel s-a lăsat pe evreilor și din capitolul 10, în fapt, împlinită curăția, și iarăși întreb, și voi veni chiar cu întrebări în direcția aceasta de Scriptură, dacă vă simțiți curați, evrei 10, cu versetul 22, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat de o apă curată. Nou, curat. Mai scrie asta sub formă interrogativă în cartea Proverbele, citesc din capitolul 20, versetul 9. Cine poate zice, mi-am curățit inima, sunt curat de păcatul meu? Cine poate? Că scrie tot în Proverbe, capitolul 30, versetul 12. Este un neam de oameni care se crede curat. Și totuși nu-i spăla din tinăciunea lui. V-am zis de Domnul care spunea fariseilor, vă arătați curat cu apă din afară, ușor ca mormintele și pe dinăuntru, să nu face excavări, că plecăm de acolo. Da. Deci să nu cumva să trăim cu o impresie falsă, cu iluzii, dacă nu este așa. Spune Scriptura, citește din cartea profetului Ieremia, capitolul 2, versetul 22. Chiar dacă te-ai spălat cu silitră, chiar dacă ai dat cu multă sodă, nelegiuirea ta tot rămânea scrisă înaintea mea și Domnul Dumnezeu. Deci în aceste condiții, cum poate deveni un om curat? Asta trebuie să fie prima idee care să-mi scrieți în mintea dumneavoastră. Ca să știm ce trebuie să facem. Citesc din Evrei, capitolul 9. De la versetul 13. Păi dacă sângele taurilor și rapsatelor și ușa unui vaci sorbite peste cei din nații sfințește și le aduce curățirea trupului. Cu cât mai mult sângele Hristos Iisus, care prin Duhul cel venit s-a adus pe sine însuși fără patul lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului cel viu, mărit să fie Domnul. Deci curățirea promisă. Nu o putem realiza noi. Nu este substanță, nu este soluție. O să poată spune cineva, sunt curat. Că vorba lui Isaia a zis, vai de mine, sunt buzele curate și copiesc în mijlocul de oameni, tot necurați ei. Dar a venit Domnul și Duhul. Domnul cu sângele, Duhul cu stropirea, să facă o adevărată curățire. Mărit să fie Domnul. Asta ar fi trebuit să se întâmple cu dumneavoastră la botez. Atunci să fi fost curățiți, să nu fie numai haina albă și simbolul să fie fals. Spune Scriptura prin Petru, vă citesc din 1 Petru, capitolul 3, versetul 21, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul care nu este o curățire de niciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat. Și vă rog, rețineți, când suntem sinceri, când Dumnezeu ne cercetează, noi avem proba lăuntrică a conștiinței dacă suntem sau nu curați. După înțelegerea mea, evreii, când aduceau jertfă, să fie respectat legea 100%.
nu aveau liniștea de plină că totul s-a rezolvat. Iar pe ei aveau făgăduință. De ce Abel a adus ce a avut mai bun între ori? Atât ar putea să urmă. Dacă ar fi avut ceva mai scump, ar fi adus. Însă a avut Dumnezeu Tatăl ceva mai scump. Numele Lui este fie bine. Și abia după ce s-a adus Domnul Cărcel și în cer s-a făcut strofie, nu în timpul de pe pământ, de atunci, la Dumnezeu, păcătoșii iertați au devenit curați și oricine se întâlnește cu Domnul poate să fie curat pe deplin. Amin. Mulțumim Domnului pentru aceasta. Amin. N-a făcut legea rezolva problema, legea n-a făcut mic de sfârșit, scrie de evrei. Nimeni dintre noi, Doamne ferește, de astfel de gândire, nu este curat. Că vorba lui David, ne-am născut din profiție curată. Nelegire, spunea eu, cum poate să iasă ființă curată dintr-un rat necurat? Noi toți avem o înclinație predeterminată spre păcat. Dar întâlnirea cu Domnul, nașterea din Domnul, produce o înnoire, o spalare, o curăție. Mulțumim Domnului pentru acesta. Fac aici încă o precizare. Dacă sunt unii care a fost acuzați de diavolul ulterior, că doar n-ați fi fost iertați. Aseară, povestea la noi la biserică, un frate, că fata lui când era tânăr ca lui, s-a dus la cineva la lucru și n-a avut suficientă rezistență să se opună și a consumat cartaroș cu sânge, sângerete, cum spun românii în mod popular. Când a plecat de acolo, diavolul Dumnezeu șoptea, ți-ai pierdut mântuirea că ai consumat sânge și Noul Testament este strigat. Avea părinții nepocăiți. S-a dus în graj să se roage. Și-a plâns. Și când s-a liniștit, și-a amintit că este seara de rugăciune. Și când a ajuns acolo, Domnul prin profeție i-a spus pe nume și i-a zis, te-am iertat. Dar iertările astea toate trec pe la cruce și poartă pe cetea Domnului Iisus Hristos. Poate simțiți printre voi care ați venit din lume și ați fost murdari. Îmi spunea o tânără de la cruce când m-am mărturisit și mi-am scris păcatele, se pregătea de fapt pentru mărturisire, s-a simțit așa miserabilă de ea, scârbă de ea. A sunat un frate plângând și fratele i-a spus, așa lucrează Dumnezeu, întâi te ajută să-ți vezi mizeria ca apoi să nu zici odată pe o spală. Citește cu 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, ele sunt credincioși și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Domnul are această putere să curățească pe deplin. Numele Lui să fie în ea. Și acum vă citesc și trecem la o altă idee. 2 Corinteni 7:1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, preiubiți-vă. Deci, având oferta asta a curățirii perfecte, folosesc cuvântul de desăvârșire, este mai obișnuit că este într-o dată noastră, prin Domnul Iisus, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Și să ne ducem Sfinția până la capăt în frică de Dumnezeu. Asta, cred eu, înseamnă, deci dacă șansa iertării există, noi să venim înaintea Domnului cu toate mizeriile noastre. Și să lăsăm pe Domnul să ne curățească pe deplin de tot ceea ce El consideră că este murdar, necurat, că avem făgăduințe extraordinare. Iată, sunt menționate mai sus, 6:18. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fii ce zice Domnul cel Atotputernic. Aș vrea să insist pe procesul sau pe procedura curățirii. Ce-i de făcut? Totul pleacă de la partea interioară.
Pavel amintește de două ori despre sine, eu vă citesc numai dintr-un loc, celălalt rămâne temă pentru acasă, să găsiți voi, în care scrie că el, 2 Timotei 1 cu 3, slujea cu un cuget curat. Foarte important. Și insistă în cele două scrisori adresate lui Timotei. De mai multe ori, eu le-am citit numai unul dintre acele versete, să țină foarte mult la cugetul curat. Unul din motivul cunosc. Să păstrezi credința și un cuget curat. Pe care unii l-au pierdut. Și-au căzut din credință. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt, spune Pavel în Roman 9:1, l-a ajutat să își identifice starea. Sau, și Petru folosește două expresii a cuget curat. Sau zice Ioan, 1 Ioan, capitolul 3, versetul 19. Și prin aceasta vom cunoaște că suntem în adevăr, suntem unui stimul înaintea Lui, orice ne osândește inima. Domnul și unul, premiți că dacă nu ne osândește inima noastră. Am studiat cândva despre cuget și am cercetat, am găsit câteva definiții interesante a conștiinței, a felului în care lucrează. Cineva spunea, conștiința este ceea ce se simte rău în tine când aparent toată se simt bine. Că noi avem o predispoziție spre plăcere. Conștiința, spunea o altă definiție, este vocea lui Dumnezeu un om chiar și atunci când omul s-a depărtat de Dumnezeu. Tot se mă aude ceva. Conștiința este lumina care te ajută să identifici cararea și accesul, să ieși din întâlnire. Conștiința a fost lăsată de Dumnezeu încă de la început. Că înainte de a-L întreba Dumnezeu pe Adam și pe Eva ce-au făcut, ei s-au simțit afectați în conștiința lor. Și spune Scriptura în Romani, capitolul 2, că aceasta slujește pentru identificarea binelui și răului și pentru neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Romani, capitolul 2, citesc de la versetul 14. Când neamurile măcar că n-au fire, lege fac din fire lucrurile legii. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se desvinovățesc între ele. Cum adică vine asta? Deci, în mintea noastră rulează gândirea și conștiința. Și noi gândim ce să facem. Conștiința nu e decât ca un semafor. N-are altă. Numai roșu și verde. Și conștiința spune, îți dă verde. E bine ce te-ai gândit. Sau conștiința îți dă roșu. Dar, dacă vrei să treci peste asta, o să treci. Indiei nord american, de ce spuneam că astea funcționează și la neamurile care n-au lege, care n-au conștiință biblică, spuneam că și conștiința este ca un triunghi, care atunci când greșești, se rotește și te atinge cu colțul. Dar ziceau ei, dacă tot nu bagi în seamă, cu vremea se rog colțul și s-ar putea să nu mai o să înseamnă. Că mai scrie și Biblia de unii care sunt înfierați cu gâsul și felul roșu în cugetul lor. Dar până să ajunge acolo, sper să nu fie vorba de problemele dumneavoastră. Dar în mod deosebit, când vii la adunare, sau citești în Biblie, sau te rogi, sau poate noaptea în vis, Dumnezeu face ca glasul conștiinței să fie mai ușor de receptat. Și atunci te simți vinovat. Ai îndemnul să te crești, să nu mai faci, să te duci să te mărturisești. Scriptura spune, în Romani 14, că și ceea ce nu-i păcat în sine, dacă nu-ți dă libertate cu o să nu faci. Tu ai putea să faci că nu-i păcat. Știi de ce? Ca nu cumva conștiința să nu mai lucreze corect. Deci mai degrabă să faci un lucru în plus, numai ca să lași conștiința să rămână sănătoasă. Dumnezeu să vă dea harul din cuget curat, care se identifice orice
Știți numai cum se identifică. Cum vă citesc, la citesc cu Biblia deschisă, Romanul 12. Mânia lui Dumnezeu se descoperă de cele împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul nelegiuirea lor. Adică, atunci când la Dumnezeu încerc să semnalizează un păcat și să notează, știți că acum există aparatură, eu vorbesc și undeva direct face ca prin aparat să apară cuvintele rele text. Cam așa e la Dumnezeu. Cred că are și video. Nu numai text. Și în imagine se păstrează. Ce ai rostit, ba chiar ce ai gândit, imediat se inscripționează în dosare. Atunci ar fi conștiința corectă, bună, ca ceea ce se înregistrează în cer, să se sesizeze și la tine. Dumnezeu să vă dea harul neascultării conștiințe, care are un rol extraordinar de mare în a vă putea păstra curat. Imediat, identific. Cel mai puternic antivirus. Imediat detectează. Ceva s-a greșit. Așa ar fi corect. Când scrie în lumea 12 că Aron și Maria au vorbit de fratelor Moise, Dumnezeu s-a mâniat. Eu bănuiesc că și conștiința lui Aron deja s-a sesizat, numai că scăpați de vorbă. Și a Mariei de asemenea. Și lucrarea sa în a ne aduce conștiința într-o formă lucrativă foarte bună, tot Dumnezeu face pentru Duhul Sfânt. Așa că avem un al doilea motiv să mulțumim. Primul, că El ne curățește. Apoi, că ne ajută să identificăm orice necurăție și prin aceasta să ne păstrăm curați. Domnul să vă dea harul să vă păstrați și bugetul curat. Ce înseamnă asta? Practic, probabil. Nu cumva să te înregi un păcat. Fii sincer cu tine însuți, cu frații slujitori, cu părinții. Spune și nu. Conștiința te dă pe față. Conștiința n-are pădor. Că s-a spus undeva în dosul de ceva. După cum în fața lui Dumnezeu tot e bolș și descoperit, așa trebuie să fii și tu transparent. Ai cele mai mari șanse să devii curat și să rămâi curat. Da, dar nu poate că trebuie să te umilie, nu? Și de asta face parte din înțelepciune sau din prostie. Să stai cu un băgat ascuns. Ce a zis David? Ce am întâlnit și noi? Cât de vreme ne-am tăcut? Dacă ar fi mers în concediu, s-ar fi simțit bine? Dacă ar fi pus să facă slujba atunci, s-ar fi simțit bine? Mâna ta a păsat asupra mea. Știi, într-odată a venit transparent. Și-a spus. Și-a făcut. Și spunea la Domnul Psalmul 51, curățește-mă cu isop, spală-mă și voi fi mai alt decât zăpada. Dar asta numai atunci când a recunoscut. Vom vorbi despre căsătorie, dar nu mai amintesc asta atunci. Chiar pe drum am vorbit cu doi, acolo în nuntă, va fi sâmbătă viitoare, și am întrebat printre altele asta, obișnuiesc să întreb. Ți-ai făcut de cunoscut istoricul tău, partenerul? Și știu ce este căsătorie. Am întâlnit care spun, nu o să afle. Unde ai văzut păcătos să nu se mărturisească? Unii se mărturisesc când se pocăiesc, alții mai târziu de frică, alții la judecată, au spus, Domnul, nu-i nimic ascuns care nu va ieși? Mai da. În fața lui Dumnezeu trebuie să fim ca la medic. Mergi și spui tot ce te doare. Fii înțelept să mergi la mine, doctorul, și să nu-i spui ce te doare. Nu mai știu cauză. La Dumnezeu pentru asta venim. Să ne recunoaștem, că nu are putere să ne curățească. Așa că, e vorba de cina Domnului, sau de vreo slujire, sau de căsătorie, sau de vreo problemă economică, în relațiile sociale. Fii transparent. Spune cine ești, ce gândești. Că asta te ajută să rămâi curat. Scopul diavolului este să fii murdar pe din ascuns. Scopul diavolului este să fii murdar pe dinăuntru unde nu se vede. El știe că de acolo rugina, așa ca pierdere în fructe, din afară pare curat și când îl desfaci să-l mănânci, îți dai seama că de fapt a început masa altă înainte ta. Chiar dacă e din cruță, aș făcut treaba.
Reci cu păcat. Dacă mă înțelegeți ce v-am spus, ar putea seara asta, fratele Zaharia, fratele Jurcus, acest lucrător mă aveți aici, să aibă de lucru, să mergi la mărturisire. Poate zic unii, dar cum mărturisesc numai Domnului, nu mă curățește? Dar de ce n-a lăsat Dumnezeu în Vechiul Testament, ca toate alea sunt imaginea ceea ce vrea să fie, ca oamenii să fie templu acolo și fiecare să-l ducă singur jertfa, să-și joarte cum îi place. Ce trebuie să meargă pe la preot cu jertfă? Să-și pună mâna pe capul animalului și să spună? Păi, eu am dus o capră, eu am dus un vițel. Eu sunt dix și am comis păcat liber. Da, asta e dovada, că spune și nouă testament, mărturisiți-vă unii. Altora, că ne rugăm unii pentru alții, ne iubim unii pe alții, ne mângâiem, ne întărim unii pe alții. Dragii mei, eu care sunt în fața dumneavoastră, m-am avut și eu abaterele mele. Mulțumesc Domnului. N-am comis păcate care să mă descalifice, să nu mai pot sluji. Dar chiar acum, când a fost cazul cu boala soției, m-am cercetat, m-am mărturisit. Și am mai găsit anumite slăbiciuni. Faceți-o și voi, ori de câte ori vedeți vreo vinovăție și ceva necurat în viața voastră, că acesta e procedeul. 2 Corinteni 7:1, să ne curățim. Doamne ajută! Lăsați conștiința să lucreze ca să deveniți curați pe deplin. Dumnezeu să vă dea harul acesta. Apoi, spune Scriptura, știu că vă este cunoscut asta în mod frecvent, expresia inima curată. Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră? Inima curată. Cred că asta e mai mult dintr-un cuget curat. De ce? Pentru că spune în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5, ținta poruncii dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, deci asta e altceva, și dintr-o credință neprefăcută. Cred că inima curată are de-a face cu gânduri curate, cu intenții bune, cu planuri în voia lui Dumnezeu. Deci, să nu ai niciodată gândul să înșel. Poate din motive de lăcomie sau din motive de mândrie. De exemplu, vine o colegă la tine și tu spui, oh, ce mult mă bucur că ai venit. Dar în mintea ta tu zici, nu m-am putut să zic și asta. Asta e inima curată sau nu? Nu e curată. Scrie în 2 Împărați 10. Iehu era în campania de distrugere a cultului Baal și se întâlnește cu Ionadab fiul lui Rechab și scrie în versetul 15 că l-a întrebat. Inima ta este tot așa de curată cum este și inima mea față de-a ta? Și el a răspuns, da, este, dacă este, dă mână. Adică tu știi ce e intenția. Ești de aceeași părere cu mine? Nu. Ești nesincer? Spune în cartea 1 Cronicilor, în timp ce David era partizan, s-au adunat tot de mulți oameni la el și la un moment dat scrie în 12:17, Datele și înainte și le-a vorbit astfel, dacă veniți la mine cu gânduri bune, asta după părerea mea înseamnă inima bună, gânduri bune, corect, plin de dragoste, cu bună voință, să mă ajutați inima mea să vă uni cu voi, dar dacă veniți să mă înșelați în folosul părășmașilor mei, când nu vă fac nicio sfericie, Dumnezeu părinților noștri să vadă și să judece. Amasai, fost apucat de Dumnezeu și a zis, suntem cu tine, pace ție și pace celor ce te ajută, că și Dumnezeul tău te-a ajutat. Atât l-a primit și l-a pus între căpeteniile oștirii. Așadar, dragii mei, să vă ajute Domnul față de tot, să nutriți numai gânduri curate. Mai tangenționăm și cu subiectul celălalt. Cu așa durere am ascultat odată povestea unui suror care s-a căsătorit cu bărbat, un tânăr la vremea aceea, care avea o lată. A atras-o într-o cursă. Cu gândul acela. Nu și-a putut stăpâni poftă. Și ea a zis în urmă,
Acum, cum a zis Tamarte pe Amnon, acum nu mai fără rău, iată de nevastă. Poate spune asta e faptă urâtă. Dar Dumnezeu pedepsește orice formă de inimă necurată, de gânduri, de creme. În familie, față de frate, surori, noi avem comuniune la biserică, familie mari, de credincioși, părtășie și aveți de tine. Fiți transparenți. Și dacă aveți vreun gând rău, țineți cont de cuget și mărturisiți-l. Și Dumnezeu să vă de harul acesta care spunea Domnul fericit, fericit cei ce pun imaculată pe cei vor vedea, nu se poate ajunge la o stare de dragoste care țin la poruncile, la o atmosferă plăcută în adunare sau în familie, dacă nu avem și o inimă curată. Asta înseamnă să nu manifest, ca să mă apropie mai mult de subiectul curăției care este programatic în vremea noastră, să poți să-ți controlezi poftele necurate. Aici e marea problemă. 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Spunea Apostolul, citesc la versetul 3. Văd Dumnezeu Sfințirea voastră. Am spus curăția cu Sfințirea o relația lor de completare. Să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în Sfințire și cinste. Nu în aprinderea poftii ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Apoi de atâta probleme de ordine economică. Nimeni să nu fie cu vicleșug. Și apoi, versul 7. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. Băieți, ce ați vizualizat în ultima vreme? Fetelor, la ce ați dat ultima dată like? Auzi de sfere pocăiești, deci nu pierdeți vremea în bălciul de șertăciunilor. Gândurile cele mai necurate sunt în contact cu internetul, prin rețele de socializare, prin accesarea de viitorul pagini necurate. Și după ce ți încarci mintea cu așa ceva, nici la sol vor de tată de corp, la cele din adunare, nu te mai poți uita cu gânduri curate. Spunea cineva bărbații care avea soții căsătorii. Și eu, dacă mă duc la mare, cu careva din adunare, mai sunt unii care se duc, o scând boile din adunare, eu le văd fără haine. Da. Ce mordare de noi. Să ne desprace din prieteni. Dar cum s-a văzut acolo? Ce ar fi trebuit să facă să ne ajungă acolo? Un slujitor s-a dus la... nu, un bărbat s-a dus la un slujitor și a zis, soția mea trebuie să mergem la mare. De când mă duc acolo, o să vin cu videoclipul de cap. Ce ai spus asta? Și nu, că zice că nu mă pot stăpâni. Păi tu te spui exact situația. Dacă ați înțelege voi, nu știu în ce măsură, mai aveți voi inocență. Copilul când se naște, Adam când a fost creat, nu știa nici de bine și de rău. Am citit undeva și plângea experiența cineva care s-a dus la o casă de filmări din asta mizerabilă. N-a rezistat prea mult. Și zicea, vai fericit am fost până n-am știut toate astea și până nu le-am văzut. Imagini din reviste, din tot ce se ține de postmodernism, că atunci acolo postmodernismul, cu imaginea televizată. Toate astea se lasă cu gânduri, cu imagini. Și astea murdăresc, oribil. Și astea merg mai departe. Cunoști fratele unui bărbat care părea cu valențe pentru slujire. Chiar slujeam, doamne,
Și a fost atras de aceste imagini. În vremea aia nu chilea ceva CD-ul sau ce era, caset. Și de acolo a ajuns să ajungă la casă de prostituție. Și după aceea ce s-a întâmplat? Eu, când spun experiențele, trunchez, le voalez, ca să nu se știe despre cine vorba. S-a pocăit cineva care avea cunoștință de păcatele lui. Și când și-a mărturisit păcatele, s-a pocăit, a fost dat în milea și ceva. Da. De aceea spuneam, bine să te mărturisești tu, să nu se află. Că tot se află. Sau spui mai târziu, n-ai liniște, nu mai poți să dormi. Bine aș fi fost să ne ajungi acolo, să te păstrezi curat. Ce har să ai mintea curată. Să n-ai gânduri murdare. Spune în Titus, spre unii că până și cugetul este spurcat. Asta a fost când? Oricum, în Antichitate, grecii erau foarte imorali. Scrie Efeseni, capitolul 4, citeți la versetul 7. Iată ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiesc cum trăiesc păgânii de sărbătunea gândurilor lor. Având mintea întunecată, versetul 18, ei și-au pierdut orice pic de simție sau de vara de sfârnare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Ce s-a pervertit? Întâi, mintea. Gândul. Societatea aceasta LGBT de astăzi n-a ajuns dintr-o dată așa. Au fost hrăniți ani de zile cu imagini imorale. Încă din secolul XIX, a fost o filozofie în Occident. Nu-mi face plăcere să-i mai amintesc pe acei promotori. A contribuit și Darwin cu evoluționismul lui, reducând omul la instincte animalice. S-a separat sexul de viața de familie și hrăniți, alimentați în felul acesta, oamenii au ajuns necurați în gândirea lor. Și apoi se trece la pornografia, se spune că este precum cele mai puternice droguri, la un consum tot mai mare, până la dezumanizare, până nu mai există uman. Dumnezeu să se îndure de noi. Să vă dea harul, să vă redobândiți un cuget curat, și asta cum vă spuneam de la început, se poate prin Domnul Iisus Hristos, să fiți iertați, să fiți eliberați. Știu asta din confesiunile tinerilor. Unii s-au curățit ziua, dar încă mai au urmări noaptea. Visează imoralități. Subconștientul se curățește ceva mai târziu și le spun, mintea nu se curăște de rău decât prin presiune de bine. Umpleți-o cu psalmă. Cuvântul să oprească din belșug în voi. Citește cărți sfinte. Și cu vremea se vor dilua și se vor pierde acele imagini stricate. Dumnezeu să vă dea durare. Și un ultim aspect. Deci un cuget curat, o gândire curată, o vorbire curată. Și nu mă duc mai departe. Că dacă până eu sunt descurat, acolo nu e problemă. Cuget gânduri, cuvinte. Spune Scriptura în cartea Proverbe la capitolul 7. De la versetul 11. Femeia imorală era bună de cură și fără stărbă. Versetul 12. I-a zis, era dătoare cu jertfă de mulțumire. În 21. Tot vorbindu-i Allah, a devenit. Vorbirea evidențiază curăție sau necurăție. De aceea scrie și în 6:24 că sfaturile de a Domnului cele din seara asta.
Te vor feri de femeia stricată de limba ta de muritoare, așa este. Nu vă permiteți, dragi tineri, vorbe cu un conținut cotent de păcat, de necurăție. Spune Scriptura, sunteți în adunare și plăcut să fiți împreună. Folosiți tinerețe. 1 Timotei, capitolul 5. Versetul 2. Cum se poate cu cele tinere, băieți? Ca și cu niște surori, cu toată curăția, ce înseamnă? Niciun cuvânt stricat, cum spune Scriptura în altă parte. Tot în Efeseni. Să nu vă iasă din gură. Cuvântul te iubesc. Spus așa, zbor, de curat sau necurat? Ai curat, de curat. Aprecie. Vorba cuiva, băieții fac aluzii și fetele își fac iluzii. Dar astea nu pot fi rostite dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și într-o credință nebefăcută. Nu vă permiteți. Și pe internet, de asemenea, în lumea virtuală, orice relație, cuvântul care îl scrie, te dovedește. De fapt, ce cuvântul? Ce sunt cuvintele? Materializarea gândurilor noastre. Din prisosul inimii vorbește gura. Dacă e inima curată, nu vor fi cuvintele curate. Cu ce respect vei vorbi? Cum te vei purta cu surorile din adunare? Cu cea care vrea să-ți fie soție? Cu câtă frică? Da. Dar acum, permisivismul, citeam într-o statistică în anul 1900, permisivismul sexual în universitate din Statele Unite era de 3%, în 2010 de 90%. Scriptura spune, să evităm grupe proaste, vorbe porcoase. Dumnezeu să vă dea harul, să aveți o cuget curat, o gândire curată și o linie curată. Și nu știu curat să fie murdare mâinile. Nu o să pui tu mâna pe profat. Nu. Nu o să smădărești picioarele sau buzele. Păi, fetele, dacă te pup cu un băiat, buzele lor rămân curate sau nu curate? Da, da, da. Sărutul. Lasă-ne curățirea lor. Am citit asta și n-am uitat undeva. Sărutul este dezverginarea minții. Adică minte s-a rupt perdeaua. Când accept asta, cel mai important organ sexual este mintea. Când gândurile sunt curate, nu se materializează într-un cuvânt necurat, nici vorbă de vreo faptă necurată. Și îi spune Scriptura că semnul care nici ar trebui să fie pomenit între Sfinți. Dumnezeu să aibă milă de noi. Deci toată problema curăției este una de interior. De aceea a spus Domnul, Matei capitolul 23, spune în încheie, valabil în orice domeniu al curăției, versetul 26, curăță din partea dinăuntru a paharului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Curățește și cugetul, gândurile și vei vedea că nu te vei exprima pe când ești în mod curat. Asta se va evidenția și în îmbrăcămintea ta. O fată care umblă cu fustă scurtă sau care cu decolteuri, cu băieți care umblă după modelul celor de afară, de trebuie să fiți bine, și din față și din spate și din lateral, să vezi și băiat ori fată, ăștia sunt necurați. Necurății, o spune în Roman, capitolul 1, își necinstesc singuri trupurile. Dumnezeu să aibă bine. Dar și mie, dacă n-ați fost așa, nu uitați cu ce am început cu asta și închei. Domnul poate să vă curățească. Nu mi-am îndrăznat la asta.
Vreți să facem acum o rugăciune? Amin. Că dacă sunt tineri și de aia Domnul să nu fie. Ne rugăm preventiv, dacă nu. Domnul să vă aducă curăție interioară. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm.